ca și medicul vedetelor. Cabinetul este într-o zonă de lux, în zona de Lubanți. Are o experiență peste 1500 de intervenții. Când construim o campanie, este foarte bine să cunoaștem produsele pe care dorim să le promovăm. Acum nu am venit să vând domnișoarelor Maria Buzelor, am venit să prezint rezultatele campaniei. Dar e foarte bine să știm produsele pe care le-am promovat în această campanie. Maria Buzelii, Dupceafi. Erau produse. Primul pas când construiesc o campanie, eu pun foarte mult accentul pe pagina de aterizare. Și am făcut 3 denumi. Pagina de aterizare. Ce este important la un landing page? Este în primul rând să definim acțiunile pe care un utilizator când ajunge acolo vrem să le facă. Am pus accentul pe generarea de lead-uri. Ajunge, puteai să aduceți o întrebare pe unul doctor care îți răspundea și am încurajat să sune pe telefon. Ce rezultate am obținut, o să vedem mai departe. Ce este un landing page definit din Wikipedia? În marketingul online, un landing page este o pagină de destinație. Este pagina care apare atunci când un potențial client face click pe un anunț. Este recomandat ca landing page să fie prelungirea reclamei. Acestea sunt landing page-urile foarte frumoase. Bun. După ce am terminat de făcut aceste landing page-uri, avem nevoie să atragem trafic către ele. În strategia de campanie am ales mai multe canale de comunicare. Google, AdWords, unde am încercat să fac o campanie targetată pe cuvinte cheie, Facebook, targetare demografică, pe localitate, de la fel pe Neogen, și target am încercat să ajung la unele comunități, cum ar fi Click, CanCan, care sunt partenerii de target. Spuneam că landing page-ul trebuie să fie o prelungire logică a reclamei. În momentul în care afișez reclama într-o rețea socială sau în Google, după ce am trecut de click, trebuie să vezi să intuim ce se întâmplă dincolo de click și trebuie să îndemnăm utilizatorul să facă o acțiune, fie să sune, fie să completeze un formular. Acestea sunt rezultatele dintr-o săptămână. Ultima săptămână, în landing page-ul depuse am reușit să atrag 1200 de vizitatori, s-au generat 8 lead-uri, la lead-uri 1300 și la chart-uri 515, sau generându-se câte 4 lead-uri. Avem și timpul mediu care s-a petrecut, bounce rate-ul care este un bounce rate bun, este un bounce rate bun fiindcă au fost un landing page de așa natură, unde au fost prezentate mai multe informații și odată vizitatorul a ajuns. În prima pagină, a putut să dea click să vadă și cât costă, și înainte și după, să vadă și contactul. Bun. Haideți să vedem ce s-a întâmplat pe Facebook. Am avut ca și durată o campanie de 9 zile, între 30 ianuarie și 10 februarie, cu pauză pe 2, 3 și 4 februarie. Am avut un buget de 4 euro pe zi pentru fiecare produs buzărit din ceacăne, 4, 3, 12, 12, 12, 144 de euro. Am targetat, am făcut campanie demografic, pe mei România mai mult de 20 de ani. Rezultatele campaniei, am avut 1.320.000 de afișări, 2.369 de click-uri, am plătit 10 euro pentru 1.000 de afișări, ceea ce înseamnă că pe un click am plătit undeva la 0,6 euro pe click. S-au generat 16 lead-uri, adică am plătit 9 euro pe un lead. Nu s-au de remarcat faptul că nu am măsurat și telefoane, am măsurat doar completarea formularului, cei pe care au solicitat să-i sunăm noi. Deși pe Facebook lucrurile se mișcă destul de bine pentru anumite produse când facem o campanie, dar este un rezervor de resurse limitat. Comunitatea atingând acum 700.000 de utilizatori, la un moment dat îi atingem pe toți și campania nu mai are relevanță când îi atingem a doua oară și trebuie să schimbăm tacticile campaniei.
Am desfășurat campania și pe Google, am cheltuit în RON 561 de RON, undeva la 200.000 pe zi. A durat 26 de zile, orientate pe cuvinte cheie, cuvintele care au performat cel mai mult au fost mărite buze, tratament acnee lase, lase ceacăne, pilin timp, etc. Ca și rezultat, am avut 2.699 de afișări și clipuri 634. Cine e pasionat de ce trebuie poate să calculeze de pe eu. Și am plătit undeva la 0,88 RON pentru un clip. Am făcut și o comparație între ce s-a întâmplat pe Google și ce s-a întâmplat pe Facebook. Pe Google am cheltuit 35 de euro, pe Facebook 144. Pe Google am atins 634 de vizite, pe Facebook 2396. Pe un vizitator venit din Google am plătit 21 de cenți, pe cel venit din Facebook 6 cenți. Lead-uri. Cu Google am generat 22 de lead-uri. Adică am avut o rată de conversie mult mai mare decât pe Facebook. Pe Facebook 16 lead. Și costul pe lead. Telefoanele nu au fost luate în cal. Bun. Am făcut doar o paralelă între Google și Facebook. Campania a fost mult mai vastă, s-a desfășurat și pe Italia și pe Neogen. Nu le-am prezentat în studiu. Calculând publicul investment pentru cele două canale, am cheltuit 300 de euro, am atins 3.000 de vizite de vizitatori din Google plus Facebook, am plătit în medie 10 cenți pe un click, am generat 38 de lead-uri, adică am avut o rată de conversie 0,78%, plus telefoanele primite, care, repet, nu au fost luate în calcul. Un lead m-a costat undeva la 7,89 euro. Din 25 de pacienți care au venit în cabinet la o consultație gratuită, 15 au lăsat și bani, în medie 300 de euro, ceea ce înseamnă că returnul a fost de 4.500 de euro. Cam aceasta a fost rezultatul unei campanii. Vă mulțumesc!